Da, deci muzica clasică este fan, este bucurie. Pur și simplu, dacă vă place să vedeți un funambul mergând pe un fir, să spun așa, suspendat în aer, sau dacă vă plac pasiunile dezlănțuite sau visele, toate acestea se pot găsi într-un concert de muzică clasică. Pe de altă parte, se spune în Franța că les musiciens sont le maître du temps. Deci suntem noi, cumva, muzicienii stăpânii timpului și eu cred că asta este foarte adevărat și pe undeva noțiunea muzicii clasice cu timpul este foarte importantă și găsesc că cei care vin în acest concert, pe undeva se oprește timpul, este o altă curgere a timpului și această muzică nu se poate, de fapt, magia muzicii clasice nu se poate face decât în liniște. Bănuiesc că ați avut ocazia să auziți un telefon sunând sau cineva tușind mai tare și acea magie cumva se rupe așa pe o secundă. Și asta e fantastic cum, de fapt, toate aceste trăiri, energia muzicienilor se pot simți pe scenă. De aceea muzica, de fapt, trebuie venit la concert. Sigur, sunt discuri, sunt CD-uri, sunt toate acestea, dar energia pe care muzicienul o dă pe scenă este fantastică și are legătură, vedeți, cu trecerea timpului, cu liniștea, cu dumneavoastră însăși. Deci, eu zic că e fain.